Carduri de transport cu numele primarului pe ele, cum explică edilul Grozăvia, titrează Antena3.ro. Despre acest subiect s-a discutat și în emisiunea Se întâmplă în România, iar moderatoarea Maria Coman a încercat în zadar să obțină un răspuns clar. Dar nu vi se pare stupid? De ce nu v-ați opus? Este operatorul de transport, este dreptul lui, este să ce, să vă treacă în numele? Să funcționeze cum dorește. Nu l-am obligat, nu i-am trimis o adresă oficială să treacă așa. Ce, să treacă în numele primarului? Bine, și ce se întâmplă? Suntem în faza de campanie electorală în care toată lumea încearcă să aducă în discuție. Cu atât mai mult, tocmai de aceea, asta spunem și noi. Ce să caute numele unui primar pe card? Știați dinainte să apară că așa o să arate? Doamnă, dumnealor au venit și au completat cum au dorit. Noi ne-am implicat doar în distribuirea acestor carduri, adică le-am dat lista pensionarilor, le-am dat lista însoțitorilor persoanelor. Haideți, domnule primar, vă rog, mulțumesc frumos, da. Mulțumesc frumos. Eu vă întreb ceva, dumneavoastră îmi răspundeți altceva. N-are niciun sens să continuăm discuția. Și într-o ședință a Consiliului Local s-a discutat despre cardurile pe care în locul titularilor apare doar numele lui Nicolae Barbu. Și atunci primarul a pretins că vina aparține societății de transport. O justificare pe care nu a crezut-o nimeni, pentru că este de necrezut că o firmă privată poate utiliza numele primarului pe un document cu valoare oficială, fără ca acesta să știe și să aprobe acest lucru.